Carmen Muscatu și împreună cu prietena și colega mea, Ana Gheorghiu, vă spunem de aproape un an de zile, noi facem un spital. Ceva extraordinar, pentru că banii ăștia vin de la oameni. Mi se pare că este foarte important că oamenii din România au învățat să doneze și au învățat să se implice în proiecte și să aibă încredere că prin aceste proiecte lucrurile chiar pot merge înainte și în situația în care statul nu-și face treaba. De oncologie pediatrică din România, ceea ce este un lucru extraordinar. Într-adevăr, 9 martie 2009 este ziua în care noi am hotărât că facem un spital. În 2009 lucram ca brand manager în departamentul de marketing al companiei Valmark. Fetița mea era în clasa a doua, făceam nesfârșite teme cu ea și de asemenea purtam mici bătălii cu diversi funcționari din diverse instituții atunci când îmi erau încălcate drepturile. Învățasem încă din liceu o lecție de importantă, că atunci când sunt încălcate drepturile, e bine să reacționezi, să ai argumente solide și să fii perseverent în fața autorității. Autoritatea era reprezentată atunci de profesorii mei. Am învățat că autoritatea îți va reda drepturile pierdute și că va avea un respect pentru tine. Și am mai învățat că o să mă simt foarte bine în pielea mea când o să fac acest lucru. În 9 martie 2009 am primit un e-mail de la prietena Ana, eram la birou. Mă întreba în acel e-mail ce putem face noi. Era povestea unei mame care încerca să-și salveze fiul de 17 ani, bolnav de leucemie. Era strigătul de disperare al unei mame în fața căruia statul era surd și mut. Simțeam că o mare nedreptate se întâmplă în țara mea. Dar pe lângă acest fel de nedreptate, pe lângă acest fel de strigăt, mai trecusem probabil de multe ori înainte. A fost însă prima dată când m-am oprit și m-am întrebat ce aș putea să fac eu, ce am putea să facem noi pentru ca acest tânăr să fie salvat. Dragoș avea 17 ani, era la vârsta la care ar fi trebuit poate să-și trăiască prima iubire, să se bucure de anii de liceu, să sufere din dragoste, din păcate suferea de o boală cumplită. L-am întâlnit pe el și pe mama lui pentru prima oară, într-o seară, într-un salon teribil de urât al unui spital din București. Dintr-un băiat frumos de 1,85 m rămăsese un trup chinuit care cântărea 45 de kilograme și niște ochi extrem de mari care căutau cu disperare speranță. Cred că a fost momentul în care am înțeles că nu putem merge mai departe cu viața noastră fără să încercăm să facem ceva pentru acest copil care era abandonat de toată lumea, în afară de familia lui, nimănui nu-i păsa. Și ne-am gândit ce am putea să facem noi, două necunoscute, cum am putea noi să mișcăm munții nepăsării funcționarilor publici, pentru că mama lui Dragoș depusese un dosar undeva la Direcția de Sănătate Publică, încercând să-și salveze copilul, să-l ducă în străinătate. Ne-am gândit să facem o acțiune de protest așa în stradă, să ne adunăm un grup de prieteni și să traversăm fără oprire Piața Victoriei până când se oprește circulația, sperând că astfel atragem atenția guvernanților.
Câțiva prieteni avocați ne-au zis că asta nu e prea bine, că am putea fi arestate. În 2009 penal nu însemna nici parlamentar și nici ministru, așa că nu suna deloc bine chestia asta. Ne-a sugerat cineva să încercăm să obținem autorizație de protest. Ne-a zis, mergeți la Primăria Capitalei. Ne-am dus noi într-o zi la Primăria Capitalei, am fugit de la joburile noastre, să aflăm cum se obține o autorizație de protest. Și am intrat în primărie și a început tradiționala plimbare de la o ușă la alta, pe care o întâlnești în orice instituție publică. După a patra sau a cincea ușă ne-am zis până aici, hai să mergem direct la primar. Ne-am dus în fața biroului primarului și n-am să vă povestesc așa pe larg povestea toată, pentru că s-ar putea să treacă timpul. N-a venit primarul, a venit secretara sau o doamnă oricum de acolo importantă și cumva am făcut-o să empatizeze cu mama lui Dragoș că a decis să ne ajute. Ne-a arătat că este singura zi din săptămână când se aprobă acțiunile în stradă și că o să discute ea cu comisia să ne primească și pe noi cu cererea noastră. Ne-a zis o cerere. Și Carmen a luat o foaie de hârtie, aveam la noi niște faxuri, pe dosul lor a scris, subsemnatele, noi două, solicităm organizarea unui protest pentru abolirea pedepsei cu moartea în România. A luat doamna cererea și a intrat la comisie și pe noi ne-a trimis la coadă. Acolo la coadă era o mulțime de oameni, toți se întorseseră către noi, căci până am ajuns să discutăm cu doamna am făcut un pic de scandal. A încercat și jandarmul să ne dea afară, ne-a zis că n-aveți voie să faceți gălăgie aici, că e instituție publică. Păi i-am zis în mod surprinzător, noi suntem chiar publicul. A rămas puțin pe loc, s-a uitat la noi și așa l-am convins să cheme totuși pe cineva din biroul primarului. Am intrat într-un târziu în comisie și domnii de acolo, toți la costum, procuratură, poliție, SRI, toate instituțiile statului, jandarmerie, fiecare avea câte un reprezentant, zâmbeau. Probabil că păream niște exaltate, ceea ce în momentul ăla recunoaștem un pic că eram. Zâmbeau și ziceau, doamnelor, dar știți, abolirea pedepsei cu moartea în România s-a întâmplat în 1989. O văd pe Carmen că se ridică, nu-i adevărat, 8 tineri mor, pentru că între timp mai aflasem de alte 7 dosare. Le-am explicat că e o metaforă, într-un final am plecat din Primăria Capitalei cu autorizația de protest. Noi două femei, care nici măcar nu cred că mai intrasem vreodată în Primăria Capitalei și mersesem acolo doar să aflăm cum se obține, am plecat cu autorizația de protest. Și am ieșit din primărie și am avut un moment de revelație și ne-am dat seama câtă forță avem noi, câtă putere are cetățeanul ăla simplu, dacă are determinarea necesară, dacă nu se lasă plimbat de la ușă la alta fără sens, cât de ușor poți să muți munții din loc. Cred că a fost momentul în care am înțeles că trebuie să ne folosim această forță. O săptămână mai târziu, Dragoș a plecat la tratament în străinătate pe banii statului. 6 luni mai târziu, el însă a pierdut lupta. Acest tânăr de 17 ani, bolnav de leucemie, avea să ne învețe pe noi o lecție foarte importantă. Că nu putem noi să-i salvăm pe oameni, că nu putem noi să salvăm lumea. Putem însă, avem dreptul și avem datoria să luptăm și putem să arătăm autorităților cine suntem noi, niște cetățeni responsabili. La 9 ani distanță, eu și Oana avem conștiința că putem visa liber și că putem ca fiecare vis al nostru să-l transformăm în fapte. Așa am ajuns noi să facem un spital. Noi facem un spital. Facem un spital pentru că în România în fiecare an 500 de copii sunt diagnosticați cu cancer. Pentru 500 de familii în fiecare an viața se oprește în loc și capătă alte dimensiuni, unele ale disperării și umilinței la care le supune sistemul românesc de sănătate. Statul român n-a făcut nimic, absolut nimic în ultimii 28 de ani pentru acești copii și aceste familii. Sunt prea puține și probabil nici măcar nu votează. Și am înțeles încă din 2009 că trebuie să facem ceva aici, că nu toți pacienții pot pleca în străinătate,
că nu toți au șansa să ajungă la noi și să-i îndrumăm cum să-și folosească drepturile, că e absolută nevoie să facem condiții de tratament aici în țară. Am mai înțeles că fără determinare și perseverență visurile devin doar iluzii și că avem cumva obligația să luptăm pentru cei pentru care nimeni nu luptă. Așa că ne-am apucat încă din 2009 să facem investiții în sistemul de sănătate și să strângem bani, de atunci aproape 10 milioane de euro sau deja peste 10 milioane de euro. Am construit 18 camere sterile de transplant și două laboratoare de biologie moleculară, triplând capacitatea de transplant a României. Am renovat și dotat secții de oncologie pediatrică și de adulți. Am dotat săli de operații și mai multe spitale cu echipamente absolut necesare. Și vă spunem toate astea nu ca pe o laudă, ci ca pe o dovadă a faptului că se poate și că în țara lui nu se poate, noi, alături de peste 200.000 de oameni care ne-au susținut și au donat, am făcut să se poată. Trebuie să le mulțumim acestor donatori care ne-au dat încrederea lor, pentru că dincolo de banii pe care ni-i donează e încredere. Și trebuie să le mulțumim oamenilor care spun poveștile noastre mai departe, pentru că am avut șansa să-i cunoaștem pe Alex Dima, pe Paula Herlă și pe Tudor Chirilă, care ne-au fost alături la început când nimeni nu ne știa și care au avut încredere să spună poveștile proiectelor noastre. Cine sunteți? Era întrebarea pe care o primeam în 2009, atunci când sunam și vorbeam cu funcționari din Ministerul Sănătății sau de la Direcția de Sănătate Publică. Carmen Uscatu le răspundeam. Repetam acest lucru pentru că aveam obiceiul să mă recomand încă de la începutul fiecărei discuții telefonice. Așa și cine sunteți? Cine suntem noi, cine e în spatele proiectelor noastre, pentru că nu e așa, nu e la îndemâna oricui să strângă 10 milioane de euro și să încerce să înceapă să schimbe fața sistemului medical românesc, așa cum nu e la îndemâna oricui să mai strângă 9 milioane de euro și să înceapă să construiască un spital. Nu e la îndemâna oricui să schimbe o lege pentru pacienții ce nu pot fi tratați în România, așa cum e la îndemâna oricui să înființeze un program pentru diagnosticarea leucemiilor. Nu e la îndemâna unui om cu background economic, pentru că eu asta am terminat facultatea de studii economice, să ghideze un pacient pe drumul lui, un pacient bolnav de cancer. Pentru asta sunt oameni, medici, profesori în comisii care ar trebui să gândească și să aplice strategii în sănătate. La îndemâna noastră e să ne plătim impozitele, iar ei să ne ofere la schimb un sistem de sănătate și să ne ofere sănătate. Din păcate nu se întâmplă asta. Și atunci, cine suntem noi, cine e în spatele proiectelor noastre, căror interese servim noi? Și în 2018, în spatele fiecărei acțiuni a noastră, se află aceste întrebări, așa că să le spunem oamenilor cine suntem noi. Eu sunt Oana, am crescut la țară, dar am știut dintotdeauna că o să trăiesc la oraș. În 89 eram studentă în anul întâi și am trăit anii 90 sau anul 90, mai ales cu speranța aceea că România va fi cea mai tare țară. Am trăit piața universității pe viu și acolo, să știți, a fost prima bulă, nu acum. Am ieșit din bulă, cred că undeva prin mai, când m-am urcat pentru prima oară în tren și m-am dat cu capul de restul bulelor, că era să iau și bătaie. Dar atunci am înțeles că lucrurile nu se schimbă peste noapte. Că trebuie să ai răbdare, că trebuie să muncești, că nu e așa cum credem noi, că dintr-o dată societatea își dă reset și înțelege ce-i democrația. Iar ea e Carmen, o fată frumoasă din Moldova care a venit la București să schimbe lumea. Și suntem niște femei absolut normale,
niște mame extrem de enervante pentru adolescenții lor, ca orice mamă de adolescent, presupun. Suntem însă foarte norocoase, pentru că am avut șansa să ne întâlnim și să formăm acest binom periculos care visează la România altfel. Ce gând nebunesc acum 5-6 ani faci un spital, când acest lucru a fost o provocare de netrecut pentru zeci de guverne în ultimii 28 de ani. Dar iată că am reușit. Am reușit să convingem oameni să doneze ca noi, cetățenii, să facem un spital. Se pune întrebarea dacă suntem noi vizionare. Și da, ne-ar plăcea să ne caracterizăm așa, dar nu suntem. Ne inspirăm de la oamenii pe care îi sprijinim în lupta lor cu cancerul, perfecționăm ideile pe care le luăm de la ei cu sprijinul celor care ne ajută pe noi și le implementăm împreună cu medicii, așa, pas cu pas. Dar puterea ne-o luăm de la voi, de la fiecare dintre voi, de fapt o împrumutăm pentru că cu toții o avem și cu ea încercăm să schimbăm lucrurile. Iar provocarea noastră cea mai mare acum este să păstrăm alături de noi fiecare om care ni s-a alăturat cel puțin odată, fie el donator, fie sponsor, fie voluntar, pentru că proiectul acesta este un proiect de o viață. Este un spital pe care noi sperăm să-l facem și să-l păstrăm funcțional într-un sistem medical aflat în colaps, total nefuncțional. Este un spital în care vrem ca un copil bolnav de cancer să nu-și abandoneze copilăria, pentru că o boală cumplită a pus cumva stăpânire pe viața lui. Vrem să fie un spital în care părinții și copiii nu mai fie umiliți, pentru că în România boala vine la pachet cu multă umilință. Vrem să fie un spital în care părintele să aibă speranța că copilul lui va face bine, măcar să aibă certitudinea la final că a făcut tot ce se putea. Vrem să fie un spital în care oamenii mari să aibă într-adevăr grijă de oamenii mici. Vrem să fie locul de care fiecare dintre noi să fie mândru. Să fie mândru că e acel loc în care se poate, într-o țară în care nimeni nu se poate. De la un protest în stradă pentru viața unui tânăr, am ajuns să facem un spital. Și am înțeles că noi avem putere, foarte multă putere. Am mai înțeles că trebuie să avem răbdare. Știm că omenirea a fost dusă înainte întotdeauna de grupuri mici de oameni, uneori de un singur om. Edison a inventat singur becul, nu a fost o mulțime acolo. Și aș vrea să vă spun că trebuie ca fiecare dintre voi să aveți această încredere că puteți face lucruri. Aș vrea să vă spun că dacă ceva în jurul vostru nu vă place, învățați să luptați pentru acel lucru, să-l schimbați. În jurul vostru se poate. Cred că trebuie să învățăm să facem, să îndrăznim să facem, nu doar să îndrăznim să credem, am văzut ce iese dacă doar îndrăznim să credem. Cred că trebuie să îndrăznim să facem lucruri. Și trebuie să avem încredere mai mult în noi, în puterea noastră. Să știți că să ai curaj nu înseamnă că nu ți-e frică, înseamnă că îndrăznești să treci de acea frică și îndrăznești să-ți confrunți fricile. Asta cred, că dacă România asta ar deveni mici bule de oameni care îndrăznesc să schimbe mici lucruri în jurul lor, până la urmă bula asta mare se va uni. Și cu asta aș vrea să rămâneți. Suntem cu nimic speciale față de voi toți ceilalți, nu știu dacă amigdala noastră o fi cumva altcumva, nu s-a uitat nimeni la ea și mai bine așa, dar eu cred că de fapt noi suntem niște egoiste, pentru că ceea ce facem noi ne place foarte mult, ne face pe noi să ne simțim bine. Și
vreau să încercați fiecare dintre voi să vedeți cât de bine vă simțiți când reușiți să schimbați ceva în jurul vostru. Cu asta aș vrea să rămâneți și să credeți că nu suntem speciale, absolut deloc. Suntem niște oameni absolut normali, ne-am întâlnit și asta ne-a dat forță, dar cred că fiecare om de aici, din sala asta, poate să facă lucruri pe care le facem noi astăzi. Vă mulțumim! Mulțumim!